Cele două fete au traversat strada în zona trecerii de pietoni situată mai sus de primărie, în momentul în care au fost izbite în plin de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar până la această oră nu a fost identificat. Cele două tinere au fost rănite, una dintre ele fiind transportată la Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei, de unde a fost lăsată să plece acasă, iar cealaltă a fost trimisă la Spitalul Județean de Urgență Zalău, starea sa fiind mai gravă. Din primele informații, minora a suferit o fractură de bazin. Cei care pot oferi informații despre șoferul fugar pot suna la 112 sau pot anunța cel mai apropiat post de poliție. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că este vorba despre o mașină marca Audi, culoarea neagră, cel mai probabil cu numere de Bihor. Victimele nu au putut oferi prea multe detalii despre mașina care a dat peste ele, indiciile furnizate nefiindu-le de mare ajutor polițiștilor. Cercetările sunt în plină desfășurare.